Grabe mo. Ano mo ba, Naya? Dilami ni Asha, like ko. Katotin pa. Hi, Brianna! Hi, Brianna! Hi, Brianna! Salutare, tuturor! Astăzi suntem foarte supărați, am ajuns la gimnastică. Tati a primit un mesaj de la doamna că Mara nu mai vrea să facă nimic. Stă pe bârmă de o oră, nemișcată și nu lucrează. Haideți să vedem ce se întâmplă. Ce-i Mara? Care-i problema? Ce s-a întâmplat? Nu mai pot să fac și nu pot să fac pe bârna aia. Care? Deci asta este problema ta. O anumită bârnă. Vrei numai pe una, pe cealaltă nu. Mara, e același lucru. Ia uitați cum e Mara, plină de magneziu. Ai făcut paralel? Nu, am văzut la bârnă. Și atâta este doar la bârnă toată ziua? Și n-ai făcut nimic? Nici n-ai încercat? Am încercat tic-tac cu plină fric. Și nu? Două ore și ceva trebuie să stai mai pe bârnă? Dar pentru că nu-ți place ție pe bârnă, aia nu e ok. Dar știu, doamna, că pe aia fac. Așa ar trebui, după mine. Eu așa aș gândi eu. Domnule, las-o să facă pe bârna pe care îi place să facă și îi reușește până când le stăpânește foarte bine. Și după aia pune pe 10 bârne, nu? Nu așa ar trebui, Mara? O rugăm să facă asta? Ești supărată? Plângi? Ei! Asta nu o pui! Nu mai plânge, nu se cădesc cum are o tine. Vezi, vede, vede să sar. La sol nu te-a pus? N-ai nimic doar bărnă? Eu n-am făcut bărnă de o săptămână, azi era rândul lor. Și te-a pus tot pe tine. Și pe bărnă care nu-ți place. Ce să fac? O să cumpăr o bărnă care îți place și ți-o aduc aici la sală, e bine să fie bărnă ta. Glumești, nu? Da, pentru că n-avem voie. Mă, nu vom pe bârna aia! Acum bârna cealaltă e ocupată? Vom discuta cu doamna, nu vom posta asta, pentru că bănuiesc că nu vom avea acorduri. Mara, tu vrei să continui cu gimnastică? Da! Îți place? Dar vrei pe bârna ta. Hai, curaj! Lasă! Du-te după copii! Bebe vrea neapărat în sala acolo. Este o șmecheră. Ea încearcă să intre. A few moments later. Am vorbit cu doamna. Să vedem, poate de data asta va lucra. Cum sare Bria? Cum sare? Așa sare Mara? Cu încurajări? Poate, poate reușim. Gata, Sara, cum a fost? Bine. Ți-a ieșit? Da. Super. Mara, ce face? Hai, Mara! În sfârșit, cu zâmbetul pe buze, ți-a ieșit? La forță! A fost bine? Da! Super, hai să mergem! Bici, mergem la casă! Pentru a monta paralelul și bârna! Dar înainte să ajungem la casă, am oprit la Decathlon pentru a-i lua costum de gimnastică și palmiere. Hai să vedem ce găsim! Și am ajuns la gimnastică să vedem ce costume găsim Marei. Ne-ar trebui pe... Asta este minge pentru gimnastică ritmică, Teo. Tu faci gimnastică ritmică? Dă-mi pas să-ți arăt. Dar mereu eu am făcut mâinile strânde. Foarte greu coordonam, pentru uite cum sunt mâinile mele. Pentru ritmică trebuie să o duc pe aici, dar puteam totuși. Să uite și așa. Și să ajunge aici. Uite, 12 ani așa. E ok. Și e frumos. Și e frumos. Are fierica. Așa. Sau ca Sara, dacă vrei, așa. E bine așa, Mara? Două costume. Dar faci, promiți? Să vei fi bună de acum înainte? Da. Acolo, promite. Da. Pentru că tu ai pantalon negru cu roz, o să-ți iau și eu un costum de asta. Ce zici? Bine. Cât de 6 ani? La mine. 6 ani. Asta e bine, nu? Da. Nu, e mine. Pentru că nu am găsit palmiere, ne-am uitat cu un angajat, se găsesc online, o să-i comandăm mare, dar durează vreo săptămână până ajung. Așa că până atunci o să-i luăm mânuși de arc, au 3 degete. Cea mai mică mărime este XS, mai bine poate să apuce paralelul aici și să se învârtă bine pe el. Ce zici, Mara? Încercăm? Da! Și promit că ești cea mai bună. Da! Am ajuns! Priviți! Bucăți de parchet! Asta înseamnă că băieții s-au apucat de lucru! Ia repede să vedem ce a ieșit! Wow! Deja e gata! Ta-da! Priviți-o pe Brie, cât e de fericită!
cealaltă. Îi lăsăm să facă treabă și noi vedem ce mai fac fetele la joacă. Și am început să montăm paralelul. Ele nu au răbdare, fetelor, e periculos. Așa că dați-vă jos până e gata. Ia reușit! Ia uite! Bravo! Ia, de drumul. Avem de montat barele transversale. Uitați-le aici. Una. Ele sunt numerotate. Da. Astfel încât să le potrivim. Aici este cifra 3. Căutăm unde e 3. 3 este aici, da. Ok. A, dacă e 3, aici e 2. Gata. Acum venim cu bara. Puf! Hei, acum fetele sunt pregătite să exerceze la paralel și Mara nu va mai avea nicio scuză să nu fie bună. Are costum mare care-i vine bine, are paralelul montat, nu are decât să exerceze. Am încercat acolo pe dale și nu a funcționat. Am zis să vedem dacă pe iarbă se mai mișcă. Și prima va fi Sara, care va încerca paralelul pe iarbă. Ia, Sara, să vedem ce poți să faci. Roată pe tăl! Bravo, Sara, băi! Peste! Hai să vedem, Mara! Mara, ai avut niște genunchi îndoiți? Așa se poate, ca să ai... Hai, Teo! Bravo, Teo! Hai! Bii, acum Bii! Întinde picioarele, Bri! Tinde picioarele, Bri! Bravo, Bri, și în față! Așa, bravo! I-am luat Marei mănuși pentru arc și sperăm să meargă și la paralel. Hai, Mara, cu dreapta! Alunecă rău! Hai să facem un concurs. Fiecare face câte o schemă. Prima este Bri! La o parte celelalte. Hai, Teo! Bravo, Bri! Hai, Bri, hai! Hai, Bri, Ana! Hai, Bri, Ana! Hai, Bri, Ana! Dă-te huța, huța! De la cel mai mic, de la cel mai mare! Bravo! Rândul Teodorei! Hai, Bri! Și acum Teodora! Hai, Teo! Arată-ne ce poți! Hai, Teo, în parte că ești mic! La mine e așa, like-ul, că sunt în față! Adică un dislike. La paralel trecem la sol. Chiar la sol, pe iarbă. Hai să vedem. 3, 2, 1, start. Bravo, super, super. Bravo, hai, hai Mara, hai. Hai Mara. Sara, bravo Sara. La mea vine să râd, nu știu de ce. Pe canalul tău și normal că râzi. Râzi de tine. Hai, Steven. Hai, Mara, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, bravo, Mara. Au fost mai bine. Ai fost mai încordată, mai întinsă. Briana, e și ea gimnastă. Ia priviți-o. Bri. Ia să vedem, Sara. Bravo, Sara. Hai, 3, 2, 1, 5. Picioarele întinse? Nu, acum, 3, 2, 1 și... A, așa! Bravo, cu ajutor, antrenor Sara! Hai, Sara! Bravo, Sara! 3, 2, 1 și... Și așa! După efort fizic, fetelor li s-a făcut foame, așa că au luat o bine meritată pauză de masă sau de telefon. Te stăm bârna! Bravo, Sara! Am schimbat bârna pentru a treia oară pentru Mara. Hai să vedem aici ce scuze mai găsește. Super! Hai, 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 sărit! Bravo! Mai sărit! Hai că poți! E mama că poți! Hai, sărit! Briana i-a privit! Dar i-a privit și la Sara! Ce faci, Sara, aici? Hai, Sara! Coborârea în flic, hai și Mara o coborâre în flic, săltată Mara, da, hai! Curaj! Și... Sari! Bravo! Perfect! Așa de fel, ai înțeles cum, nu contează, așa am mai și eu, acum arată! Bravo! Perfect! Bravo! Ah, ce mișto ieșit! Și cumpăna? Iar am făcut modificări pentru că Teo a vrut apacat.
Adică a păcat. A pus și ea în copac. N-a mai vrut leagănul să fie prins de paralel. A vrut în copac. Așa că Briana e în copac și Teo e în copac. Iar fetele fac flic-flic pe bârnă. Am reușit să mă lupt cu Mara, să înving teama și să realizez că se poate. Și să realizeze și ea că se poate. Hai, Mara, forță! Super, hai! Super, încă o dată. Vedeți, a reușit să facă două flicuri state, unul după altul, fără să cadă deloc. Deși am început ziua într-o notă pesimistă, ei, optimismul ne vine muncind. Iar aici, joaca poate continua la nesfârșit. Dar noi trebuie să vă spunem noapte bună și să plecăm deocamdată în oraș, pentru că aici încă nu putem locui. Dar ne veți vedea în curând și aici. Pupici!